O gospodărie din localitatea Anieș, județul Bistrița-Năsăud, a fost împânzită de anchetatori după ce o femeie a fost găsită fără suflare și cu urme de violență pe corp. Din primele investigații reiese că ar fi vorba despre o crimă. Femeia a fost găsită fără suflare în propria casă în dimineața de 24 februarie și în ajutor a fost chemată o ambulanță. Personalul medical nu a mai putut decât să constate decesul femeii și să anunțe mai departe polițiștii, pentru că se pare că pe corpul acesteia erau urme vizibile de violență, scrie bistrițeanul.ro. Femeia în vârstă de 62 de ani ar fi fost găsită cu o rană foarte gravă la cap. În plus, casa acesteia era răvășită și chiar lângă corpul neînsuflețit se aflau mai multe hârtii medicale. Apropiații victimei spun că aceasta avea un băiat care suferă de un handicap foarte grav.